Bună ziua și bine v-am regăsit, stimați iubitori ai sportului, la o nouă reîntâlnire cu emisiunea Derby pe frecvențele postului de televiziune RTV Galați Brăila. După cum majoritatea gălățenilor iubitori de fotbal știu, județul nostru e reprezentat la nivelul Ligii a 3-a de 3 cluburi, Oțelul Galați, Sporting Liești și Avântul Valea Mărului. Dacă Oțelul luptă pentru promovare, aflându-se pe locul 2 în serie, la egalitate de puncte cu liderul Dacia Unirea Brăila, iar Sporting Liești se află la mijlocul clasamentului, Avântul Valea Mărului se află pe penultimul loc și luptă pentru salvarea de la retrogradare. Astăzi i-am invitat în studioul nostru pe doi din reprezentanții grupării Vâlmărene. E vorba de domnul Gheorghiță Dan Popa, antrenorul echipei. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua! Și Marius Daniel Gâță, jucător începând din această iarnă al Avântului, dar și arbitru din lotul Ligii a 3-a. Bună ziua și bine venit! Bună ziua! Daniel! Un tur și încă o etapă din retur disputată în 2020 și din 10 jocuri doar 2 victorii și un meci egal. Cum caracterizați sezonul de toamnă, domnule Popa? Aș putea spune că a fost un început mai greoi, având în vedere bănuiesc și acomodarea cu nivelul Ligii a 3-a, dar ușor lucrurile au început să se așeze, jucătorii au început să dea randamentul scontat. Drept dovadă, pe finalul turului de campionat am început să avem și rezultatele mult așteptate, începând chiar cu un egal de la meciul cu Ianca și de acolo lucrurile au început cât de cât să așeze și terminând spre final cu înfrângerea de la Brăila. Da. Marius, tu în tur ai făcut parte din lotul lui Sporting Liești. Cum ai văzut tu competiția și cum ai văzut evoluția echipei Vâlmărene în acest tur? Bănuiesc că te-ai interesat. Da, m-am interesat. Competiția în sine, țin să cred că nu are un nivel foarte ridicat. Nu mi se pare, adică în anii precedenți am întâlnit echipe poate mult mai bune, dar datorită situația actuală s-a împărțit fotbalul la nivelul Ligii a 3-a, în mai multe serii, mai puține echipe și cam asta e, adică nivelul nu e cel mai ridicat la care am participat. Dar pare o serie destul de echilibrată totuși aceasta. Exact. Tocmai din cauza nivelului destul de apropiat al echipelor, zic eu, puține cazuri cu echipe mai slăbuțe sau extraordinar de bune. După cum vedem și rezultatele s-au încurcat unele cu altele și cei buni cu cei slabi și cei slabi cu cei slabi și așa mai departe. Și despre echipa din Valea Mărului, ce impresie ai avut despre ea în prima parte? Având în vedere că am și jucat contra echipei din Valea Mărului și jucând pentru Liești, i-am simțit și în teren. A fost un meci destul de greu acolo, pe terenul de la Valea Mărului. Am obținut victoria cu greu la acel moment, chiar norocos, aș zice. O echipă ambițioasă care cred eu că va face față în continuare meciurilor. Da. Lupta pentru evitarea retrogradării se dă cu echipele din Făurei și Bacău. Păcat de acea înfrângere din tur de pe terenul celor de la Sportul. Da, aia o regret, mi-o asum totodată. Cum vedeți lupta? Da, lucrurile sunt clare în ceea ce ne privește. Obiectivul, chiar am avut o discuție, mă refer aici la conducerea clubului și de curând, adică ieri, mi s-a transmis clar că trebuie să facem tot posibilul să evităm retrogradarea, deci obiectivul e clar, rămânerea în Liga a 3-a. Acum depinde de noi, de jucători, de noi toți împreună să facem posibil acest lucru. E într-adevăr un retur de foc, având în vedere că nu mai avem altă șansă și adică nu e turul de campionat, e returul. Ce putem face aici și s-a terminat. Și puține jocuri și sunt și puține jocuri. Orice rezultat, da, contează. Și e adevărat, lupta o să fie cu Făureiu, Iscaniu și cu Bacău. Ceea ce ne interesează să luăm
Bineînțeles, nu ne dăm deoparte de la niciun joc. Da, astea sunt meciurile directe, de fapt. Sunt derbiurile noastre, da, ca da, să zic așa, derbiurile subsolului. Că mai e un obiectiv, mai trebuie să faci și puncte, nu? Că trebuie sistemul de retrogradare... Cel mai... și jumătate de punct ne avantajează, adică trebuie să avem mare grijă. E clar că vom aborda jocurile de maniera unei finale, în așa fel încât să scoatem tot ce e mai bun din aceste jocuri, luându-le treptat, de la joc la joc. Nu zic că ar fi sau nu putem. Sunt convins că putem și cu Focșaniu, și cu Oțelul să facem un joc... Focșaniu ați demonstrat că... Am demonstrat, dar știți cum e, ca să concretizăm, nu? Să nu pară un accident, va trebui să e o încărcătură mai mare acolo la jocul respectiv. Dar încercăm, noi o să încercăm și sperăm să scoatem maxim din aceste jocuri. Programul acestui retur consider că vă avantajează pe voi ca echipă, cum sunt programate meciurile, ce aveți de jucat acasă, ce aveți în deplasare? Mai mult sau mai puțin, până la urmă, cum s-a spus, fiecare punct contează, acasă, deplasare, da, și fiecare jumătate de punct contează în situația actuală. Indiferent de program, trebuie să ne facem jocul și să câștigăm cât mai mult de la fiecare meci. Da. Ați făcut mutări masive de efectiv, să spunem, în pauza aceasta de iarnă. V-ați asigurat serviciile mai multor jucători cunoscuți, unii da. Da, pe unul avem aici în studio. Da, n-aș putea să spune chiar masive așa, adică nu știu dacă masive. E vorba de, sunt 4 transferuri făcute și o prelungire de contract. E vorba de juniorul de la Oțelul, care l-am avut pe 6 luni până în iarnă și am prelungit contractul căzând de acord cu cei din Concea Oțelului. Transferuri, da, am făcut, e vorba de Marius Matei, care am reușit să-l convingem să vină să ne ajute, să ne ajutăm unii pe alții, ca să spun așa. Și consider că un jucător care își va pune amprenta, un jucător bun, calități bune, toată lumea știe cine e Marius Matei, are ce poate să facă. Ligă. Are jocuri în prima ligă. E un jucător cu calitate, ce să așteptăm doar să se acomodeze și să demonstreze că totul a avut un curs bun, în sensul că l-am adus. Mai cunoaște jucători, că nu cred că a jucat împreună la... Da, bine, ei să cunosc. Ideea e de relații de joc, aici la asta mă refer. Și așa cum am zis, important e ca el să se simte efectiv bine, ca să poată să dea randamentul maxim. Pe lângă Marius Matei, domnul Daniel, domnul Gâță, care la fel mă bucur, eu l-am vrut că de, nu știu, cred că și astă vară nu am avut o discuție și a ales să meargă la Liești. Pentru mine consider personal că e un plus la echipă și își va aduce aportul mai mult ca sigur la această echipă. Mai am mai adus un junior de la FUR, este un gălățean, de fapt, el e de pe Cudalb Grivița, Beniamin se numește, Cătălin. E un tip care așteptăm să demonstreze. L-am văzut așa în mare, nu pot spune multe lucruri nici bune, nici rele despre el, dar așteptăm să concretizeze, efectiv să confirme că poate să facă față de lotul echipei sau din primul 11. Și mai avem un junior adus de 2003, Buhăiescu Alexandru, se numește, luat de la Oțelul Galați. E 2003, e mai crud, încercăm la fel, dacă va prinde minute și va avea minute să joace, sper să demonstreze, să-și ocupe locul în echipă. În caz contrar, vom vedea ce o face. Deci, ca atare, prea mari achiziții n-am făcut, ca să trag așa... Ați mai avut și pe parcursul turului, ați mai luat, l-ați adus pe loc? Jucători fă bine, jucători care sunt aduși încă din turul campionat. Dar acum, în pauza competițională, da, e vorba doar de 3-4 transferuri, să spun așa, per total. Daniel, cum apreciezi tu valoarea lotului comparativ cu celelalte echipe de serie pe care le cunoști foarte bine? Consider că e un lot destul de bun. Suntem câțiva jucători cu experiență, cu meciuri destule la nivelul Ligii a 3-a, cel puțin, chiar și mai sus unii dintre noi. Lotul e destul de bun. Urmează să demonstrăm acum, să demonstrăm pe teren la meciurile oficiale. Da, sunt și jucători cu
prezenți în prima ligă. Am uitat și am omis să vă spun că a revenit în lotul nostru și domnul Vlasie, portarul, adică Can, cum mi se spune în fotbalul gălățean. El având o pauză de câteva etape până la sfârșitul turului de campionat. Și acum revenind la noi din nou, sper să-și pună și el amprenta și să ajute să pună umărul la salvarea echipei de la retrogradă. Deci, cam asta ar fi... Cu o noutate. Da, cam asta ar fi. Deci 5. Păi, haideți să facem și o prezentare a întregului lot, cu o scurt prezentare pentru fiecare jucător în parte, adică de unde provine, ca să înțelegem mai bine. Părinți că majoritatea sunt gălățeni, nu? Dacă știți, toți sunt gălățeni, în afară de... Bine, gălățeni, că chiar dacă e din Cudal, da. Din... S-o luăm așa, cu postul de portar. S-o luăm la portar. L-avem pe domnul Olaru, Olaru Bogdan. E un jucător cu experiență la nivel de Liga a doua, chiar și a întâia, dacă nu mă înșel. Un jucător care, din punctul meu de vedere, și-a pus amprenta 300% pe rezultate. E un jucător gălățean. Lângă el, tot portarul avem pe Vlasie, care la fel un jucător gălățean și-a atins Liga a doua, chiar și Liga a întâi, dacă nu mă înșel, nu? A prins o etapă, două, mi-aduc aminte. După aia, la nivel de fundaș, am Popa George, un jucător la fel junior, născut 2000, un jucător care s-a integrat foarte bine, a avut o constanță foarte bună de-a lungul turului de campionat. El este din Pechea, dar un jucător care, din punctul meu de vedere, are calități foarte, foarte bune. Adică eu îi văd un viitor și la... Și la o echipă de Liga 3 la care se bate, de exemplu, la promovare sau pe un loc mai bun. La nivel de fundaș centrale avem pe Moise Octav, la fel un jucător gălățean, dar îl știm cu toții, el a jucat și la Universitatea Dunărea de Jos. Popa Vasilică, care e un jucător de demult pe la Valea Mărului, gălățean și el. Mai avem acolo Gâță Daniel, care vine de la Liești, acum mai știm trecutul Oțelul Galați, Liești, ce-a mai avut Daniel? Metalosport, mă rog, tot un Galați, gălățean și el. Anto Ferareș, care e un jucător luat, cum spuneați dumneavoastră mai devreme, în timpul derulării turului de la Slobozia Conache. La stânga Hilohi, un fundaș stânga care, zic eu, că la fel își pune amprenta pe joc. Gălățean și el. După aia avem mijlocaș lateral, îl avem pe Partenie, în dreapta, un junior luat de la Oțelul Galați, care ușor, ușor a început să integreze. El a început mai timid, fiind și junior, dar ușor, ușor a început să-și pună amprenta pe joc și a reușit la ora asta să-și câștige locul în primul 11. La nivel de mijlocaș central, îl avem pe Iulian Năpârlică, un jucător la fel, care a venit în timpul turului de campionat, odată cu Boboc și cu Spânache, cum îl cheamă Bobochi să spune. Murgoci, care e o soluție acolo, Murgoci la fel, un jucător cu experiență. Știe toată lumea, a jucat pe la Oțelul Galați. Are peste 30 de prezențe în primul Are lei, peste 30 de prezențe, adică un jucător care își pune amprenta, a jucat ceva mai puțin el, având în vedere accidentările survenite și munca, că majoritatea la noi, și bănuiesc nu doar la noi, și lucrează și... Bun. Și mai avem la partea stângă, vreau să-l vedem pe domnul Beniamin, de care vă spuneam că l-am auzit la Făurei, gălățean și el. În față domnul Matei, care cred că nu mai are rost să mai vorbim. Știm Marius Matei unde și cum a jucat, Oțelul Galați, Faru, parcă, nu știu, am văzut pe carnet, Botoșani. La Vaslui a câștigat. Eu vorbesc ce am văzut prin carnetul, prin legitimația lui de fotbalist. Așa. Un jucător cu calitate, repet, mă aștept la o evoluție bună și să se integreze cât mai repede în echipă. Și Spânache, Bobochi se spune, un jucător la fel, adus de la Liga 4 anul trecut. Un jucător care, odată ce a venit... E golgheter, dar chiar de la prima etapă care a prins-o el, mă refer la aia cu Ianca, era să marcheze golul antologic, de undeva de pe la 60 de metri, cu un șut, l-a prins puțin și pe portar. Mingea a lovit transversala, s-a dus afară,
cu puțin noroc intra în poartă, era debutul de senzația lui Spânache, care nimeni nu s-a aștepta și așa mai departe. Debut târziu totuși, că are o vârstă, nu mai e așa tânăr. Nu mai e așa tânăr, e adevărat. Da, și mai avem la nivel de juniori Aftenie George, jucător cu care am și început, e adus de pe la LPS, s-a antrenat anul trecut, era cu CSM, o s-a antrenat cu cei de la CSM, nu era încă legitimat, a ales să vină la noi. Un jucător care încă aștept de la el, s-a impus oarecum, dar încă mai aștept. Consider că n-a ajuns la pragul de 100% să dea pentru fizicul care îl are și felul cum își pune el. Și cam atâta, nu? Că mai e ceva de... am uitat pe cineva? Mai sunt. Zim, dar dumneavoastră. Ignat, Iancu. Edi. Și cam ăștia, nu? Trebuia să mi-i notez când i-am... Da. Dacă îi luați pe posturi, bănuiesc că ar fi venit mai ușor, că îi știați pe exact. Pe posturi am luat, dar m-am gândit la aia care au jucat. Da. Daniel, activitatea ta de arbitru la aceleași ligă, la aceleași ligi, te împiedică practic să participi la toate meciurile, adevărat? Da, mă împiedic mai mult sau mai puțin, acum depinde și delegările în ce zi le am. În turul campionatului cred că am lipsit un meci sau două în cele oficiale. Am primit înțelegere, toată lumea din Comisia Centrală știe că sunt încă jucător activ. Încercăm să găsim înțelegere peste tot. E mai importantă cariera de arbitru decât cea de jucător? În momentul de față, da, este mai importantă. Da, a fost un avantaj totuși că au fost oprite competițiile de junior și n-ai mai prins delegări și acolo. Da, am avut mai mult timp și pentru mine, în anii precedenți, efectiv, eram plecat zi de zi pe teren. Ori arbitram, ori jucam, ori mă antrenam, zi de zi eram acolo. Da. Din punct de vedere financiar, cum vă prezentați, domnule Popa? Sunteți cu drepturile jucătorilor la zi? Da, aș putea spune că sunt la zi. Totodată n-aș vrea să mint, având în vedere exercițiul bugetar, care știm cu toții cum pe lunile de început de an apare problema asta, că nu este făcut bugetul și așa mai departe. Dar în luna decembrie jucătorii au primit, decembrie și ianuarie, au primit o lună în avans, exact datorită acestor probleme. Acum ar fi o restanță de o lună, de ianuarie. În martie, de exemplu, în martie se vor plăti restanța, adică luna restantă și luna în curs. Deci eu consider că suntem la zi, cu toate că e luna asta, dar nu este vina conducerii. Faptul că bugetul nu este făcut încă. Asta e singura problemă care întâmpinată de cei din conducere. Și nu reau voință sau că nu sunt bănuți sau și așa mai departe. Da, contractele sunt bune pentru Liga a treia? Contractele jucătorilor, părerea mea că sunt bune la ora asta și la poziția din clasament la care o avem. Uh-huh. Să vreau oricum mai bine. Da, nu, vă întreb, mai ales că finanțarea echipei vine, înțeleg, exclusiv de la Consiliul Local al Comunei sau aveți și finanțare? La ora asta cred că doar Consiliul Local, dar sunt premize mult mai bune. Așteptăm. Da, și vorbim de o comună cu nici 4.000 de suflete. Exact, o comună mică cu ambiții mari, să știți. Da, bine, are o tradiție, fiindcă a mai jucat. A mai jucat. Ligia a treia, echipa din Valea Mărului. Da, și asta e situația, atât timp cât bugetul Consiliului Local nu este aprobat, aceasta nu poate face plăți către echipa comunei, e o comună Valea Mărului, nu? O comună, da. De aceea mai apar aceste sincope. Unde vă pregătiți și unde veți susține meciurile din acest retur? Da, o întrebare foarte bună. Pregătirile am început la stadionul Dunărea, unde am întâmpinat anumite dificultăți. Și mă refer aici la program, la faptul că ne nimeream pe același program cu cei de la CSM sau mai erau grupe de copii de la cluburile private și
terenul Dunărea 2, pe jumate făcea CSM-ul, jumate dacă vreți faceți voi, câteodată nu puteam, vroiau ei tot terenul, mai mergeam sus, sus era moale, una peste alta am găsit soluții. Au mai fost mici discuții, dar ne-am așezat la masă, ne-am găsit soluții, nu optime 100%, dar ne-am făcut treaba, în principiu ne-am antrenat la stadionul Dunărea 2. De jucat, aici e o problemă care, adică, mă rog, bănuiesc că toată lumea vrea să aibă problema asta. La Valea Mărului e posibil, nu e posibil, se va dărma tot acolo și se va reface modernizarea, va fi modernizarea stadionului. Adică e un proiect nou, lucrurile stau să înceapă, noi suntem în discuție acum. E un proiect din acela prin Compania Națională de Investiții cu... Cred că nu pot să vă spun ce și cum, că mă depășește situația. Sau e o investiție numai a Consiliului Local de acolo, din... Deci mă depășește situația, nu știu exact amănuntele proiectului, dar știu sigur că se va apuca de treabă. Adică buldozerele stau să dărâme acolo. Nu, fiindcă n-am văzut Valea Mărului, știu că erau, se acordau fiecărui județ trei astfel de proiecte și fuseseră, e unul la Tecuci, că acolo se demolează stadionul, se construiește. Mai e unul la Slobozia Conakry. Da, acolo nu știu, s-a apucat, nu cred, nu? Nu știu dacă s-au apucat, dar proiectele sunt standard. E vorba de un stadion ceva, da. Și un teren de antrenament. Dar bănuiesc probabil la dumneavoastră acolo altceva. E investiția Consiliului Local, probabil și... Eu știu că e vorba tot de un proiect, dar nu știu să vă dau amănunte. Cred că cel mai bine e domnul primar, ar fi bine să-i facă să-l invitați, să vă explice exact cum stau lucrurile din punctul ăsta de vedere, fiind cel mai în măsură, zic eu, să... Dar ați văzut Mi s-au spus lucruri cam cum ar arăta la final, deci ei tind undeva, toată lumea știe cam cum arată baza sportivă din Liești. Deci oamenii se orientează, Liești poate fi un model pentru noi, noi fiind copilul mai mic, adică normal, ei au și experiența, au condiții mult mai bune, dar și acolo se pot face și eu zic, eu am încredere mare la ce am văzut că se întâmplă acolo și ambiția domnului primar și lucrurile care se desfășoară și sunt în derulare, eu zic că lucrurile o să fie... Păi, spuneți-ne puțin despre ce fel de investiții vorba. Va fi un stadion cu locuri pe scaune? Da, va fi un stadion cu locuri pe scaune, cu parcare sub tribune, cu vestiarele, cine știe unde sunt vestiarele, se vor dărma acolo ce este acum și se vor executa în spatele unei porți. Adică de asta am zis ca viziune Lieștiu că este cam la fel. Dar parcarea înțeleg că o să fie undeva sub tribunile de spectatori. Și în rest cam atât vă pot spune, nu știu prea multe nici eu. Adică veți avea și teren de antrenament, că aici e clar dacă e... Vom avea la Galați. Deci dacă nu va fi separat un teren de antrenament, e clar că e investiția Consiliului Local, că celelalte proiecte sunt standard. Deci da, poate e vreo surpriză în tot ceea ce spun eu, pentru că eu nu cunosc foarte bine proiectul și intenția mea și curiozitatea a fost chiar ieri când am fost la Valea Mărului și am vorbit cu domnul viceprimar și mi-a explicat așa în mare cum stau lucrurile și de la dumnealui știu tot ce v-am expus. Păi, dar bun, am înțeles acum, dar înțeleg unde veți juca acum? Că bănuiesc că dacă da, va trebui, va fi în lucrări... Suntem în discuții, adică suntem în căutări, timpul ne cam presează, adică e cam urgent. Să căutăm înțelegere și să poate găsim înțelegere. Noi sperăm la Universitatea Dunărea de Jos cu cei de la stadionul Portul Roșu. Ar mai fi o variantă Dunărea, stadionul mare. Și cam atât, adică ar mai fi siderurgistul, dar din punctul meu de vedere nu cred că e omologabil, din ce am înțeles, ce m-am interesat. Dar ca variante ar fi, fiind sintetic și înțeleg că și tribunele alea pe acolo, nu știu ce nu e în regulă pe acolo. E o tribună închisă, oficial. Da, deci din punctul ăsta de vedere, sunt două variante viabile. Ar fi stadionul Dunărea și Portul Roșu. Consider că Portul Roșu ne-ar avantaja din toate punctele de vedere. Da, tu, Daniel, bănuiesc că le cunoști pe toate. Da, le cunosc pe toate. Bine, unde la fiecare... Unde o fi să jucăm, să jucăm, să numai jucăm, să se rezolve problema. Și mai e varianta de avarii, care chiar mi-a zis-o domnul primar, mai e varianta de avarii să jucăm tot la Valea Mărului și să întindă puțin coarda cu cei de la
să înceapă puțin mai târziu demolarea acolo, adică să facă ce face pe în jurul stadionului și dacă nu găsim înțelegere. Nu știu dacă mai va mai fi omologabil stadionul la nivelul Ligii a 3-a dacă vor începe să demoleze acolo. Păi dacă vine înainte să-l omologheze și abia după aia, va fi. Adică sunt tot felul de strategii, nu? Nu, dar să nu vă treziți, că vă treziți cu un raport din partea observatorului că nu e terenul în regulă și nu știu, da, Daniel ar putea să ne lămurească mai bine, nu? E posibil da, orice. La treaba adică, asta. Sperăm să găsim înțelegere în Galați. În Galați, da. Dacă, luni o să merg în audiență la domnul rector. Sper să ne înțeleagă și să ne ajute pentru patru etape. Patru etape avem acasă, atât ne trebuie terenul. Patru jocuri, da? Patru jocuri, da. Patru etape acasă, că sunt 8 de toate. Patru acasă, patru în deplasare. Și poate și 2-3 zile de pregătire acolo, să și avem și noi repere. Măcar în preziua mea. Eu am zis 2-3 antrenamente. Acum vedem ce va spune domnul rector. Tu cum ai prefera? Ce? Bănesc că iarbă ai preferat. Da, clar. Un teren de iarbă. Dunărea, în schimb, arată Dunărea e execrabil. Da. Am mai jucat pe Dunărea cu Metalosport. Eu, din punctul meu de vedere, indiferent că este Dunărea, indiferent că este stadionul Portul Roșu, consider că la amândouă trebuie aduse oarecare îmbunătățire, mă refer la suprafața de joc. Și aici mă refer tuns, cilindrat. Aveți experiență cu stadionul Universității, fost post Portul Roșu, fiindcă da, am fost lângă Cătălin, da. Am fost lângă Cătălin acolo și știu cum stau lucrurile. Ba, mai mult zilele trecute am fost așa să văd cam cum arată la ora asta. Da, el de sus arată foarte bine, vestiarele sunt ok, că ele sunt făcute acum un an jumate, faianțate, gresate, eu știu, căldură, trasă și așa mai departe, este ok, dușurile la fel. Problema e la suprafața de joc. El terenul arată foarte bine așa când te duci, te uiți de sus. Tribuna, alea pe acolo cum de rezervă, băncile de rezervă sunt noi. Știu că porțile, barele la porți sunt schimbate. Adică e ok din punctul ăsta de vedere. Trebuie doar suprafața, trebuie intervenit acolo. Am văzut că nu mai e tuns, am zis că sunt probleme cu mașina aia de tuns ce au ei acolo. Și puțin denivelat, dar e rezolvabil din punctul meu de vedere și ar fi cel mai ok. Adică ne-am îngrijit de el. Important este să găsim înțelegeri la domnul rector, la Consiliul Universității. Și băieților cred că le-a convenit, nu? Sunteți gălățeni, ați avea aici și jocurile, nu vă... Nu ne mai deplasăm. Bine, vă dați seama că în momentul în care apare arena de la Valea Mărului, poate apare ceva pompos, frumos, nu? Poate ne dorim să jucăm acolo, nu? Nu mai vrem, indiferent că e gălățeni. Da, dar și ești tot în Galați, face antrenamentele. Da. Păi da, pentru că bănuiesc că toată lumea gândește de maniera asta, adică costurile să aduci jucători acolo, eu fac zi de zi sau 4 zile pe săptămână, 3 zile câte faci în perioada competițională, să aduci toți jucătorii acolo 3 zile pe săptămână plus jocul, sunt niște costuri cu transportul, cu... Plus că apare dificultate la teren, nu? Terenul începe și suferă. Vine mai ales în săptămâna premergătoare, dacă joci acasă și ai făcut 3 antrenamente, ai mai prins și o ploaie, 2, s-a terminat. Păi, adică până acum, pregătirile tot în Galați. Doar în Galați, da. Numai pe Dunărea 2? Stadion Dunărea 2, Dunărea 1, cam asta a fost baza noastră, ca să zic așa. Da, e destul de complicat bănuiesc și pentru ei că se fac antrenament pe sintetic și meciurile sunt... Da, și sinteticul, și sinteticul e cum e sinteticul. Și e rău și pentru organism și... Sunt mai multe. Da. Solicitat. Adică picioarele tot costă. Iarba naturală, acolo trebuie să jucăm ce să... Da. Doar că stăm prost. Obiectivul pe termen scurt e clar. E clar, deci obiectivul s-a și trasat. E trasat obiectivul. Dar pe termen lung, acum, dacă se pe fac termen, și investiții în bază sportivă... Pe termen lung, ce mi s-a dat de înțeles, adică în momentul în care mi s-a spus trebuie să facem tot posibil să evităm retrogradarea, lucrurile sunt clare. Deja mă gândesc la jucători, Daniel e martor și poate să confirme sau să infirme, cei care au venit au semnat pe un an jumate, și Daniel, și Marius Matei, și ceilalți. Deci și Beniamin, și toți care au venit au semnat doar împrumuturile care sunt de comun acord cu cei de la OZL, au fost pe 6 luni. Uh-huh.
În rest, o să gândim și noi, o să gândim o strategie în așa fel încât să ne asigurăm unii altora o oarecare constanță, stabilitate. Și atunci lucrurile, o să, zic eu, că o să fie mai bune. Deci, ca idee, pe termen lung, zic eu că, în primul rând, mă gândesc la stabilitate, la rămânerea în Liga a treia, la îmbunătățirea lotului, la îmbunătățirea condițiilor și sper eu ușor, ușor și să performăm. Da. Daniel, tu ai spus că a scăzut în valoare competiția prin această împărțire, practic, nu? Fiindcă sunt parte din echipe sunt în seria 1, parte din seria 2. Sistemul acesta cu 10 echipe în serie, cu 3 echipe retrogradate direct, dar și cu a 4-a posibilă, fiindcă mai retrogradează și alte două echipe din cele mai slab clasate. 10 serii care, pe baza punctajului acumulat în campionat, e mai avantajos sau e vorba doar de o economie la buget? Mai avantajos, mai mult sau mai puțin. Economie, cred că doar situația actuală cu acest virus s-a determinat această împărțire. Dacă n-ar fi apărut acest virus și toate problemele astea, consider că seriile ar fi rămas aproximativ la fel, tot cu 5 serii, fotbalul ar fi fost la fel. Dar au redus oarecum cheltuielile, tocmai din pricina faptului că nu s-a jucat o jumătate de an, sunt problemele care sunt și la bugete locale, majoritatea echipelor din Liga 3 sunt susținute de primării și consilii locale și intervin tot felul de probleme. Tu judeci din punct de vedere al jucătorului sau al arbitrului, fiindcă în acest sistem cu serii de 10 echipe sunt mai puține etape de jucat. Sunt mai puține etape, dar mi se deschid mai multe serii pentru arbitraj. Uh-huh. Deci numărul meciurilor până la urmă totuși e mai scăzut. Este mai scăzut, dar nu neapărat cu mult. Adică acum depinde și de performanțe și în tur am avut un bilanț bun, a fost ok. Uh-huh. Pentru antrenor, cum reprezintă acest sistem? E presiunea mai mare, am impresia, fiecare meci greșit. Da, e presiunea mai mare, dar ținând cont, așa cum a zis și Daniel, de situația în toată lumea asta, cu acest COVID, lucrurile trebuie înțelese, că trebuie găsite soluții și trebuie acceptată situația una peste alta. Adică, pur și simplu, nu avem ce comenta sau ce să... V-ar conveni mai mult? Vă convenea mai mult sistemul cu... Sistemul cu 16, da, eu zic că da. Pentru noi era mult mai ok, erau jocuri. Atât doar că erau deplasările mai lungi, era și Rădăuțiu, era și Botoșanu, dacă nu mă înșel, Suceava. Toată Moldova, dar în schimb erau jocuri mai multe, aveai timp să mai respiri, ca să zic așa. Dar acum totul e, da, fiecare meci contează, fiecare punct contează, care pe care, ca să zic. Cum vă descurcați cu regula jucătorilor sub 20 de ani și 21 de ani în condițiile în care competițiile sunt suspendate la junior? Da, aici... Am văzut că v-ați orientat pe oțelul, mai mult juniorii... Da, oțelul, LPS, nu doar oțelul. Am avut într-adevăr de la Oțel, am avut și de la LPS juniori, dar e o situație critică în general cu acești juniori, având în vedere că competițiile sunt oprite, ei nu au jocuri în picioare și eu consider că și în viitor, în următorii ani, o să fie o problemă din punctul ăsta de vedere cu acești juniori. Pentru că întâmpinăm probleme, unii chiar se lasă, nu îi mai găsești. Și atunci am fost nevoit acum să iau 2003. Deși trebuie să bagă în teren 2000-2001. La anul în vară 2000 termină, va trebui să joci 2001-2002. Deci din punctul meu de vedere, acum la ora asta, da, ne-am descurcat oarecum bine, să zic. Dar va fi o problemă pe viitor, zic eu, destul de mare cu acești juniori. Ori trebuie luați, gândit o strategie și luați din timp. Adică luați de acum și pregătiți, ținuți pe lângă echipă, să pregătească cu echipa, să aibă răbdare, dar asta înseamnă niște costuri. Aici trebuie inclus într-o strategie pe termen lung.
Și luați, aduci și antrenați, ei să aibă răbdare, explicat cum stau lucrurile, dreptul lor de joc, adică ei pot juca oricând, dar 100% vor fi la anul și așa mai departe, ei să înțeleagă aspectele astea. Pregătiți și împreună cu lotul, făcând antrenament, eu zic că ar fi o soluție. Restul, ca să iei așa de azi pe mâine, la anul nu știu ce mai găsești pe o piață. Da. La Valea Mărului aveți echipe de juniori? Nu avem făcute, dar putem face echipe de juniori. Totul s-a oprit având în vedere faptul că nu există competiții, pentru că oricum competiția la Liga 3 te obligă să ai două grupe de juniori. Copiii care sunt acolo la Valea Mărului, eu zic că se pot face nu două grupe, ci chiar mai multe. S-au făcut de mers în sensul ăsta, pentru că fiind obligativitatea Federației de Fotbal la Liga 3, dacă ai echipă de seniori, să ai și juniori, s-au făcut de mers în sensul ăsta să facem, să dăm drumul la... Dar ne-am lovit de chestia că nu este competiție. Deci dacă nu este competiție, atunci noi suntem în discuții cu copiii, suntem în discuții cu un profesor care se va ocupa în speță, domnul de educație fizică de acolo, am avut o discuție eu personal. Deci au fost și sunt interese în sensul ăsta, dar la momentul ăsta cinstit nu am demarat efectiv. Sunt copii, se pot face, lucrurile se pot face. Din punctul meu de vedere este rezolvabil. Da. Daniel, tu în scurt timp ai trecut pe la toate cele trei echipe gălățene din Liga a treia, nu? E o diferență mare de organizare între aceste trei grupări? Nu neapărat de organizare, ci de profesionalism mai mult, aș spune. La Oțelul, spre exemplu, toată lumea era axată spre fotbal. Dincolo la Liești știe toată lumea experiența lor de atâția ani în Liga 3, cea mai longevivă echipă. Se lucra și acolo, dar mai puțin. Iar aici, la Valea Mărului, cred că majoritatea au și alt job. Nu e neapărat organizare sau poate și bugetele la cele trei echipe sunt diferite și, cum v-am zis, profesionalismul și dorința fiecărui club și obiectivul fiecărui club e diferit. Merită un oraș ca Galațiul o echipă în eșalonele superioare? Absolut. Cel puțin anul ăsta ne-am bucurat cu toții, cred, indiferent de rivalitatea dintre toate echipele, ne-am bucurat cu toții ca Oțelul să promoveze. Avem nevoie de o echipă la un nivel superior, ne chinuim de atâta timp și cred că merităm. Un oraș ca și Galațiul merită o echipă. Care a fost cel mai plăcut moment din cariera ta de jucător? Ce amintire așa mai plăcută? Promovare? Nu, promovări n-am reușit. Nu știu să vezi. Poate perioada de acum, de la Suporter Club Oțelul Galați, a fost o perioadă frumoasă din punctul meu de vedere. Și poate când eram mai mic și garea titlului cu Oțelul, făcând parte din lotul echipei a doua, oarecum s-a extins acea euforie și către noi puțin. Ți-ai fi dorit să joci la un nivel mai mare? Clar mi-aș fi dorit, dar astea au fost condițiile. Probabil că asta e și un motiv, faptul că Galațiul, neavând o echipă mai sus de Liga a treia, e mai greu și cu promovarea tinerilor jucători să poată să joace mai sus. Ce scop ți-ai propus în cariera de arbitru? Ca și arbitru mi-am propus să ajung la fel la un nivel superior. Am început cu primul pas, promovarea în Liga a treia, acum un an și jumătate. Mai am de așteptat puțin până am dreptul de a promova mai departe Liga a doua. Sper să-mi îndeplinesc obiectivul. Următorul pas, asta, să promovez Liga a doua. Arbitrez la Liga a treia, dar te-am văzut cu delegări și în prima ligă de fotbal feminin. Unde e mai greu să arbitrezi? Mai greu cred că la fete. Mi se pare că sunt un pic mai rele și mai răutăcioase între ele pe teren. Și plus nivelul fotbalului e mai scăzut decât la băieți. Da. Și cum vezi tu lupta pentru promovare? E mai valoroasă această serie față de prima serie cu care se vor încrucișa? Da, din punctul meu de vedere, această serie are primele două echipe, respectiv Oțelul și Brăila, mai valoroase decât celelalte două, cu jucători mai experimentați, cu jucători oarecum mai tehnici, cu mai multe calități decât în celelalte serii. Și un fotbal mai plăcut. Deci consider că Brăila și Galațiul sunt principalele favorite la din punctul meu de vedere, da. Liga a doua. Da. Domnule Popa, pregătirea de iarnă
ați făcut-o doar în Doar în Găleza, da. Da, da. Asta din cauza că jucătorii sunt într-un fel non-amatori, adică marea lor majoritate merg dimineața la serviciu și după amiaza. Corect, și exact. Astea sunt primele principala problemă și nu doar la noi, bănuiesc la toată lumea. La nivelul Ligii a 3, adică majoritatea echipelor au jucători care și muncesc, au alte joburi. Și din punctul ăsta de vedere e greu să faci o deplasare de, eu știu, 10-12 zile într-o stațiune montană sau pentru pregătire. Și atunci încercăm să rezolvăm problema aici, pe plan local. Da, fiindcă am văzut reportaje pe Brăila, a fost în Poiana, Brașov. Chiar am vorbit ieri cu Florentin Petre, era că au jucat un amical cu cei de la CSM și îmi spunea că au făcut o pregătire foarte bună. La munte mă uitam așa, da? Și noi, adică lucrurile sunt puțin diferite ca și pregătire, ca și condiții, să zic așa. Și apropo de CSM, faptul că în Galați va mai exista încă o echipă, posibil chiar în Liga 3-a, sezonul viitor, vorbesc de CSM Galați, reprezintă o problemă pentru dumneavoastră, în sensul că vă va face concurență pe piața jucătorilor locali, mă gândesc eu. Nu, din punctul meu de vedere este foarte binevenită o echipă, mai ales dacă noi tindem să avem o echipă la nivel de Liga a doua. Cred că s-ar forma un sistem piramidal, unde creșterea și performanța jucătorilor ar atinge un nivel mult mai ridicat. Adică toți jucătorii din Galați ar avea unde să joace, etapizat în așa fel încât când ajung la nivelul celei de-a doua ligă, nu? La prima echipă din oraș, să fie unul crescut, adică să aibă un nivel foarte bun. Asta pe de o parte, pe de altă parte, nu ai cum să-ți pară rău sau să te uiți urât în momentul în care apare o echipă de fotbal și mai ales dacă performează și se vrea performanță la acea echipă. Deci ca atare, din punctul meu de vedere, este foarte binevenită. Este o echipă care zic eu că e a orașului ca și oțelul. E clar că oțelul este numărul 1, toată lumea știe. Dar și la CSM sunt și se fac pași, cel puțin până acum s-au făcut pași importanți, au o conducere, zic eu, super profesionistă, o bancă tehnică la fel, ireproșabil, nu am ce să discut. E un lucru foarte bun din punctul meu de vedere. Da, nu, eu făceam referire, mă gândeam, de exemplu, știu că pe Constantin Pânache, Boboc, da. L-ați luat via CSM Galați, dar era anunțat la CSM Galați. Așa este, dar dacă e să vedem, eu întotdeauna am văzut partea constructivă în toată tevatura asta și nu numai el. Adică se poate face o colaborare la nivelul conducerii cluburilor sau la nivel de bancă tehnică și așa mai departe, chiar dacă face pasul un jucător de la noi la ei sau de la ei la noi, că așa trebuie să vorbim acum, gălățeni suntem cu toți, având în vedere faptul că ei, la ora asta când vorbim, nu au o competiție unde să-și desfășoare activitatea, nu? Jucătorii eu am considerat, mai ales că am avut nevoie de el, am considerat că e chiar ok să vină să... Poate la anul, dacă fac și ei pasul și așa mai departe, se poate schimba calimera și îl doresc, ne mai dă ei, le dăm lor. Adică e bine să ai o colaborare constructivă, de bun augur. Deci eu n-am văzut niciodată de rău faptul că a venit Spânache la noi și sau poate veni alt jucător. E normal și firesc. Daniel, are Galațiul așa un bazin de jucători destul de valoroși încât să acopere fără probleme? Galațiul are și a avut dintotdeauna un nucleu de jucători și centre bine pregătite și jucători foarte bine pregătiți și cred că oricând, la orice oră, s-ar putea găsi jucători pentru toate echipele. Pe lângă CSM, poate ar mai veni încă una, două. Tocmai de asta zic că nu e niciun impediment, e chiar un plus apariția unei noi echipe la nivel de Liga 3-a. Și repet, mai ales dacă se vrea performanță, mă refer aici la Oțelul Galați, să facă pasul spre Liga a doua. Deci e clar, cu toții asta ne dorim, dar de ce să... Asta este obiectivul până la urmă și ar face foarte bine sportului, ierarhic, piramidal, adică să lucreze de la în sistem piramidal, în ceea ce vezi juniorii noștri, vorbesc de jucătorii Galațiului. Ca antrenor sunteți la primul sezon, ca principal, nu? În Liga 3. Da.
Da. Vă doriți și dumneavoastră mai mult? Îmi doresc, dar îmi cunosc și limitele. Adică, ce se întâmplă? E greu să faci pasul mai sus, nu este imposibil, dar e greu din mai multe puncte de vedere. Știm foarte bine că la nivel de Liga a doua, Liga a întâia și așa mai departe, trebuie să fie o minune să poți să faci pasul acolo. E un circuit de antrenori, nu e ăla, e ăla, altul și așa mai departe. Prima ligă e plină de antrenori străini. Antrenori străini, dincoace fost jucători, dacă n-ai fost, consider că trebuie să ai o performanță totuși, cât de cât. Sau să ai cine știe ce noroc să te ia unul la... Hai să vedem ce pot, nu știu. În rest așa... Ca licență aveți... Ca licență am licența de antrenori, adică din punctul ăsta de vedere pot sta și mâine pe bancă la Liga, nu am nicio problemă. Cu toate că am înțeles că și acolo au intervenit cu licența pro, dar se poate da o derogare, te poți înscrie. Dar am licența A încă din 2010, mi-aduc aminte. Da. Sezonul acesta va începe cu un derby local, nu? Avantul Valea Mărului, da, ambiții mari. Galați, vor fi ceva orgolii în joc, fiindcă sunt mai mulți jucători care au evoluat la Oțelul, cazul tău, Daniel, cum vezi tot meci? Orgolii au fost și vor fi întotdeauna la derbile între echipele din același județ. Noi ne vom juca șansa, nu consider că acum facem nu știu ce mare tam-tam că urmează un meci. E un meci ca oricare altul până la urmă, noi avem nevoie de puncte, indiferent că e Oțelul, indiferent că e Chiscani sau Făurei. Noi avem obiectivul nostru și trebuie să dăm din coate. Eu mă refer la faptul că în cazul tău și mai sunt Matei și ceilalți care au trecut pe la Oțelul, e așa un orgoliu în plus că... Clar este, vă dați seama că este. Pentru toți jucătorii care au trecut de la o echipă la alta, e un orgoliu. Da. Până la acest prim joc oficial din 2021, care se va disputa pe 13, știu că e data oficială, da. Da. Ce urmează pentru Avantul Valea Mărului? Ce program de pregătire urmează? Pregătirea o vom face tot la Galați. Mai avem ceva jocuri amicale, să le zicem. Chiar cu era zic contracandidate, cu echipe din seriile noastre. Am avut un prim joc de verificare cu echipa din Șuțul Brăila, am înțeles că locul 1 pe acolo. E o echipă bună, jucători buni, fost jucători la Liga 3-a de pe la Chiscani, dacă nu mă înșel. Antrenorul acolo, Ciocea, fostul jucător, o echipă bună, care nu ne-a pus probleme foarte mari, dar o echipă foarte bine așezată. Urmează un joc tot așa de pregătire cu cei de la Râmnic. Avem chiar sâmbătă o discuție cu cei de la CSM. Și după aia mai avem și alte jocuri. Și pregătirea de zi cu zi. Până la în ultima săptămână acolo nu aș vrea să luăm jocuri, având în vedere... Am mai auzit. Da, acolo e o problemă că pot apărea accidentări și am evitat mereu lucrurile astea. După aia stai și te uiți, adică e dificil. Probleme medicale nu te poți juca. Și în ultima săptămână acolo sper să nu luăm. Facem un ciclu săptămânal normal și sperăm într-o primă etapă cu un debut... cu un debut fără orgolii, să zic așa. Dacă îi bateți pe cei de la Oțelul, după aia da, încurcați lupta pentru promovare. Da, nu e vorba de bătut, dar măcar poate nu este ca în jocul cu Focșani. Chiar vorbeam cu cineva și am zis că poate chiar ieri la joc. Eu știu, poate este ca la Focșani, cine știe, zic. Și mă gândesc că dacă nu găsiți rezolvare așa pe termen scurt cu omologarea terenului, poate jucați pe Oțel. Am avut o discuție cu domnul Grigoraș în sensul ăsta. Ne-am întâlnit pur și simplu la stadion, erau la antrenament, eu având altă treabă pe acolo și chiar glumea că schimbați antrenamentul. Da, bine, glume. Am ieșit și eu din cadru de acolo, zic să nu fiu... Și chiar m-a întrebat cum e terenul la Valea Mărului, cum e acolo terenul, și am zis că e mai greu acolo, nu prea ia lumea puncte, nu prea respira. Dar i-am zis totodată că nu se mai joacă acolo, adică există posibilitatea să jucăm în Galați, având în vedere că se demolează,
modernizează și așa mai departe. Acum am vedea, dumnealui mi-a zis, de fapt eu i-am sugerat, poate jucăm chiar pe oțelul. Da? Sigur nu va refuza. Da, dar nu știu dacă, nu știu cum stau lucrurile din punct de vedere al FRF-ului aici, dacă îți dă voie, că trebuie să declar terenul tău ca să poți să joci. A. Adică cumva să joci și etapa a doua, și a treia, și a patra. Adică nu știu dacă îți dă voie să faci o frăție. Zice, bă, dar e chiar o frăție asta așa. Adică am înțeles, suntem de cum, dar acum a jucat și unii la alții și... După aia te întreabă etapa a doua unde joci. Păi nu mai joc, păi... Înțelegeți? Da. Adică e un punct de regulament acolo, până la urmă, care trebuie respectat. Bun. Rămâne să vedem. Mie nu rămâne atunci decât să vă urez mult succes, să aveți un parcurs bun, cât mai multe puncte. Să dea Dumnezeu să rămânem tot în Liga 3, că asta ne dorim. Ok, bun. Mult succes și vă mulțumesc pentru prezența în cadrul acestei emisiuni. Mulțumim și noi. Mulțumim și telespectatorilor pentru atenția cu care ne-au urmărit. O zi cât mai bună în continuare. La revedere! La revedere!